la Humanitas pregătește un eseu autobiografic, Zbor în bătaia Sârgeții. Este absolvent la Facultății de Fizică, pregătește o teză de doctorat în filozofia științei din 1993, conferențează la Universitate teme de filozofie, de istoria ideilor și de istoria științei, în prezentare o bursă, facilitate din Institutul Goethe, mi se pare că mâine dimineață pleacă din nou în Germania spre Franța. Cartea a apărut, a fost lansată în urmă doar cu o săptămână, dar rog că n-am participat la în momentul lansării, mi s-a povestit că a fost un eveniment de ordine cultural. Domnul Patapievici, mi se pare un viseiz de forță, mi se pare o conștiință a țării la ora actuală. A apărut două notițe în această săptămână și în dilema și în România literară, de la Călătorie în lumea formelor la lui Andrei Pleșu, despre care Frunzeti scria în prefață că are o mare capacitate de a formula precis, clar și nuanțat și o frapantă amploare a referințelor de istoria artelor și de istoria culturii în genere, o spontaneitate a ideilor și neașteptate asociații mentale, aprecieri care se potrivesc cu totul și lui Horia Roman Patapievici, care ce-i drept e cu 10 ani mai bătrân decât era Andrei Pleșu în 1974, care ce-i drept e cu 10 ani mai bătrân decât era Andrei Pleșu în 1974, n-a mai apărut în spațiul românesc un debut în eseistică atât de matur, de spectaculos, de impunător. Cartea trebuie să afle constant în fine recenzentul în atenția noastră operativă. Iată că personalitatea domnului Patapievici se află astăzi în atenția noastră operativă. Recenzie deschisă cu umorul specific domnului George Crăteanu. Da, toți cei care am terminat câte facultate avem și asemenea grade până la locotenent major. De obicei am rămas cu toți sub locotenenți, dar eu îl semnează cu umorul caracteristic, vrând, întitulându-și de altă recenzie apărută sub genericul Cronica Literară de Tranziție, cu titlul Raport asupra obiectivului Patapievici. E umorul legat de incidentele despre care s-a vorbit atât în presă, dar n-aș vrea să insist asupra lor. Pentru că esențial mi se pare că la o misiune de culturală să dezbatem o carte de înaltă valoare cu idei percutante apărute, vă repet, sub titlul Genul Cerul Văzut pe Nemții. Ce are domnule Patapievici, iertați-mă, sunteți un om, după cum v-am văzut în diverse locuri, cu anumită dignitate, fără nevoie de publicitate, dar am impresia că sunteți pentru prima oară la televiziune, da? Da, în televiziunea română pentru a doua oră. Da. La televiziune particulară am mai fost. Da. Domnule Patapievici, v-aș ataca frontal, fizică, eseistică. Pentru mine e paradoxală această ținută literară la un om care s-a dedicat fizicii. Cum să explicăm această alegere a dumneavoastră în anii primire? Ce sunteți bucureștean, nu? Ca să nu sunt București. Și liceul unde l-ați făcut? Liceul l-am făcut la fosta școală centrală de fete. Am fost botezat în vechiul regim Zoia Cosmodemianscă. O școală superbă, care în perioada liceului meu a beneficiat de profesori extraordinari, care au știut să îmbine nu numai suplețea și profunzimea cunoștințelor, dar de acestea au știut să le îmbine cu finețe, cu afectivitate, cu umor în predare, astfel încât thank you.
Bună seara! Bună seara! V-am lăsat un pic din trei emisiune cu Iosif Sava. Pentru cine nu știe, să caute pe internet. Salut, Florinel! Acum caut numele unui joc. Pentru că o să nebunesc dacă nu găsesc cum se numește jocul ăla. Ok, am găsit. Salut, Atomic Worm. În seara asta, bună seara, eu sunt Teo și bine v-am găsit la Indie Club. În seara asta o să ne jucăm Riptale, un platformer care spune el că este foarte greu. Mi-aduce foarte mult aminte de Mute Crimson Plus, care și ăla era cu grafică 16 biți, roșu și negru. Ce-mi place să vorbesc așa? Nu știu de ce. O să fie un stream ASMR. N-avem decât normal la difficulty. N-avem decât normal la difficulty. Hai să vedem cum este acest joc. The Dragons. Beasts too mighty for regular weapons to defy. Only a skilled warrior could utilize the astral gems. The power attacks. That power attacks deadly enough to bring down the source of this evil. Da, mi-aduce foarte mult aminte de Mute Crimson Plus. Deci nu-i făcut de aceeași studio. De același studio. Hai să vedem combat tutorial. Gems allow you to perform different attacks. This gem holds the straight attack. Using the gem drains its powers. Gems recharge over time. Deci ai sus acolo 3 gems. Săritul este digital. De fapt este analog. Depinde cât de mult ți-a apăsat. Cât de mult sari. Poți să sari și folosind atacul. Wow. Să purcedem. Suntem gata. Thank you.
unul la viață. A murit. Gata. Salut, Nic. Mersi pentru host, Auto Victor. Suntem gata. Aha. Salut, Bing. Ah, foarte mișto. Când omori mai mulți la rând. Așa. It gives you an idea. A nice feeling. Aha. Când ți-i aliniezi frumos și treci până ei. Cuvânt în română. Cuvânt. E hardcoreanul. Nu brutal, visceral. Hop. Da. Am zis cu V, nu cu B. Avem shop. 30 de gold. 300 de gold. 1000 de gold. 300 de gold. Da, n-am cum să... Nu mai trebuie să strâng bani. Thank you.
Păi să-l treci și pe Discord, Florina, la ce am jucat. Și să comparăm cu ce, cu ce zice Dorian. N-avem o hartă, trebuie să ținem minte ce se întâmplă. Nic a câștigat? Nu mai țin minte ce a câștigat. Și Florinel și Bing, să-mi ziceți... Coke Whistle, thank you for following. Să-mi ziceți ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut la jocurile respective. Am odici, îmi trebuie neapărat o viață. Dacă era point and click, Bing, cum ți s-a părut povestea? Ah, da, am gold, wait. Shady city always glaring at you from the shadows of the traverse of the city. Some rumors of the kings are red. Okay. Gata. Termina primul nivel. Sunteți gata. Man. Minunat când îți iese un combo din ăsta. Awesome. Ce simte. Chiar crezi că ești super ninja. Da, am zis să puneți review și pe Discord și cu link către joc. Dacă nu-l puneți, o să pun eu după ce asta dau copy-paste la... La ce ați zis fiecare. Yeah, baby!
Holy shit! Such nice! Man! Faza foarte tare este că, deși la început o ardeam mai mai pe la întâmplare, acum chiar îmi place să-l controlez ăsta. Adică it's not about pressing butonul ăsta aiurea. E cum trebuie. Și acum dacă mă duc într-un shop, pot să-mi iau mai multe de-astea. Stânga sau facem stânga aici? Boss, sunt prea bun. Ia uite ce s-a ferit ăla de mine. Că e roșu cu negru. Mai țineți minte când m-am jucat Mute Crimson? Plus? 3 dintr-o lovitură, boss. 3 dintr-o lovitură. Deci mi-aduce aminte super mult de ăla. Aveam 4 inimioare în ecranul celălalt acum. O chestie foarte inteligentă pe care au făcut-o băieții este că atunci când omori pe cineva, îți încetinezi timpul. Și îmi dau seama că sunt sexist. Pe care au făcut-o băieții sau fetele care au jucat la jocul ăsta, sorry, my bad. Sau alte genuri. Ai elicoptere de atac, or whatever. Banner Druids Gazette, entry 150. There were many running bets on when the city of Humar would burn down due to their myriad furnaces. In a shocking twist of events, the city was isolated by a collapsed tunnel and the people died in the smoke. Don't send unrequested duck pics. Trebuie să vă puneți de-asta alarmă la telefon. Nobody wants your unrequested duck pics. There are no girls on the internet.
Da. Pentru Nick, pentru un cont fake de care vrea să mă facă de jocuri. It's not working that good. Cu zgura mătii. Nice. Screen filter unlocked. Screen filter unlocked. Restart. Nice. Atâta. Bă, ce s-a ferit? Cu goldul poți să-ți cumperi mai multe gems și să ai altfel de atacuri, dar din cauza că am murit înainte să ajung la un shop, n-am apucat să vedem asta. Și data trecută când am fost la shop, n-aveam gold. Altă chestie foarte tare este că... E penis. Deci au făcut două lucruri foarte, foarte inteligente ca... Ce curge sânge? Nu e sânge. Am crezut că îmi curge sânge dintre picioare. Eram, holy shit, that time of the month. Faza mișto este că... 1. Că se încetinește timpul atunci când omor pe cineva și 2. Toți inamicii sunt one hit kill. L-am văzut pe ăsta. Ești bou? Așa. Și de asta face jocul să fie super fluid. Că nu stai să dai în același inamic de 1000 de ori. Băgăm data viitoare. Altă parte mișto este că... E că simți că înveți în timp ce joci. Adică dacă prima dată este, bă, hai să vedem care e treaba, cum merge jocul sau nu știu ce, a doua oară ești mai bun. Știi mai multe chestii. De exemplu, să faci combo-uri de-astea. Uite, shop. Dar n-am decât 120. Îmi minte unde e șopul ăsta. 140. Trebuie să mă aștept. Da, deci uite, la shop aici este așa. Angel Dust Gem, controls the triple attack, 300. Angel Dust Gem, contains, da. Copper Blood Gem, 250, contains the quick draw attack. Și vii aici și cumperi. Când ai. Dar... Iar nu l-am văzut pe ăla, ascuns acolo. 250. Nu pot să mă mai întorc. E blocat drumul, god damn it.
The glass plaza is the architecture, is the pinnacle of our architectural designs. Father Alec understood. That the archers can help us manifest the kingdom of gods on earth. It will require a lot of space and tearing down of the old roots, but the light of the glass will transform our home into a new reality. Muci am făcut. Nu știu, dar nici nu vreau să încerc. Presupun că pe tastatură e mai controlat. Să văd butoanele de tastatură ca să... Bă, deci Blink Dragon-ul ăsta mă disperă. Nu merge space-ul. Și nici dublu vastă, sunt săgețile și ceva. Ce a lovit. Shit. Atât de visceral, atât de tare. Și am bani de shop, hai să vedem. Razor Petal Gem, 4, contains the double side attack, the triple attack. Ia, hai să luăm asta. Triple attack. Ok, și acum ai triple attack. Era să mor. Ce dubios sună să văd ce te vând în chat. Thornvine Depths. Se vede că ai stat pe lângă Victor.
Ia. Căcat, ce m-a luat delfinul de departe. Așa îmi ziceau la în Ubisoft, pentru că sunt inițialele numărului meu. Și așa era făcut la început în 2005, când am ajuns eu în Ubisoft, mail-urile nu aveau numele complet, acum au nume, prenume, nume, punct, prenume, at Ubisoft, punct, bla bla bla, și înainte nu erau numele complet, și erau doar inițialele și numele de familie, și primele, ca să scrii numele cuiva, scrie inițialele și dădeai control K în Outlook, ca să ți-l autofill. Și de asta, când vrea cineva să-mi dea mail sau să vorbească cu mine, scria CTV și... control K. Și a rămas așa. Din 2010 l-au schimbat. Plus că CTV este... ușor de... înțeles pentru francezi. Deci când mergeam pe undeva era mai simplu să-mi zică CTV. Deși și Teo e ușor, dar câteodată unii oameni percep Teo ca fiind nume de fată. So, it's up to them. Aproape de CTP, dar mult mai aproape de Corneliu Vadim Tudor. Nici CTV n-am în buletin. Deci, na. Op. Bosulică, ce te-a lovit? Nici nu știi ce te-a lovit, boss. Challenge, reach the goal without taking damage. Genius. The fastest challenge ever. Chiar copii, tineri. Tineri frumoși, mai țineți minte Tele-Euro Bingo Show? Prezentat de Foria Brânciu? Sau It's an old guy thing? El avea mascote. Dacă spica mascota, erai super șmecher. Nu, ăla cu Tociu și Palade era Robingo. De fapt, Robingo era cu Horia Brânciu și Tele-Robingo Show era cu Tociu. Ciociu. Nu mai știu. Nu, e bătrânețea asta, nu știi. Unul era bazat pe cultură generală și unul era bazat pe bingo. Literally, TV bingo.
Unul dintre ei a murit? Brenciu? Nu cred că a murit Brenciu. Hai să citim. Munch tendrils, munch tendrils, elk bottoms, tundra napkins, shaving cinders, lap lizards, ringing rakes, tulip masts, juice ponds, intonation pulver, carrot handles, and peanuts. Suciu. Suciu. Dusty Tunnels. Știți ce timp este? Este timpul giveaway-ului. Ei, să mor tu. Sper că aveți pregătite indie punctele. Am uitat cum se numesc. Băieți, e greu cu memoria la vârsta asta. Indie points, așa. Indie points, că doar eu le-am dat nume. Tot de bine mă țin. Bineînțeles că atunci când am 600 de forking, 600 de forking gold, nu e niciun shop. N-am pornit încă asta, hai că o pornesc acum cât e pauză. Ce tare ar fi fost să fie cu voice control. Să zic, o să pornesc giveaway-ul și să pornească giveaway. M-aș simți ca super Steve Jobs. Ștefan Slujbă. Ce challenge. Măcar n-am mai murit. O casetă video. Trinket. Caseta audio. Am avut noroc, am luat-o pe drumul bun din prima. Aia e Lăzărescu a murit, da. Alt duo celebru. Și Dem Rădulescu a murit. O frumusețe. Avem shop. Continues the homing attack. Double side. Ok. 500. 400. Shit, mai trebuie 40. Hai să vedem homing-ul. Așa, mai trebuie 60. E vreunul pe aici? Thank you.
50. Hai de boss, 20, 20 de gold. Hai de cutie. Da, pot să mă întorc. Our homes are beginning to show their age. Will anyone know our glory if we do not finish the glass plaza? Father Alec and the House of High Masons have proven that the only way to reach the gods on earth is to manifest the high heavens around us. Whoop whoop! Am toată viața în fața criptă. Am ajuns în criptă. Bă, ce-am căzut pe căcatul ăla. Un pic din pesie. Ah, am zis să sar și să trag. Am un nou scarf. Ia. Unlockables. Amber scarf. Pets. N-am pets. Trinkets. Astea sunt doar de adunat. Screen filters. Faded. Classic. Virtual reality. Ia, jucăm pe classic. Nu mai știu să joc. Care alte culori? Nu mai văd sângele. Nu mai e visceral. Cartele. Nu, sunt doar cosmetice, nu afectează gameplay. Holy shit, cât afectează gameplay. Și acum vedeți și voi cât afectează gameplay-ul, doar o schimbare de tonuri. Și dacă vedeți chestia asta și faceți un joc și lucrați cu niște artiști și artiștii zic, ai bă, că n-are cum să afecteze dacă schimbă grafica asta aici sau pun ceva, pun altfel. Doar arătați-le bucata asta de joc și vedeți cât de
dubios arată și cât de diferit se joacă doar pentru că ai schimbat niște culori. Doar pentru că nu mai vezi sângele la roșu sau alte chestii. 150. Da, faza nu e doar că arată nașpa. Se joacă diferit. Adică toate comburile alea șmechere pe care le făceam și le simțeai așa că le faci din inimă, nu mai sunt acolo. Dar aș vrea să văd un... un speedrun cu jocul ăsta. Filtru pe care poți să-l câștigi în timp ce joci. Sunt schimbări cosmetice. Deci e o setare de la joc. It's not me. Nu știu, nu mai sunt așa vizibil inamicii. Yay. Mai băgăm o încercare și după aia îl lăsăm pe Victor. Yay. Mai aveți 6 minute de luat tichete. Mai aveți 6 minute și să ajungeți la 20 de tichete fiecare. Mama ta de delfin cu aripi. Level design. Vedeți cum a făcut? A pus aici una, și-a lăsat ăsta să te duce așa, a mai pus un collectible aici și după aia a făcut un shortcut. Level design. Crezi tu că este same shit, Nick, dar Bing o să ia 20, o să mai ia 17 fix când o să zic că mai durează 10 secunde până închid giveaway-ul. Mark my words. Și apreciez tehnica asta din partea lui. Da. Sense it. It's legit. It's not me judging or anything. It's a good technique. Making sure you have the best opportunity. Ei, și pe măta.
Și mă enervează când rămân fără atacuri, fix când sunt lângă cineva. E fun să te duci așa, frate, să-l omori pe ăștia, să le arăți care este șeful. Holy shit, buy this fucking game. It is very nice. N-am mai jucat de mult un joc de care să fiu atât de mulțumit. Atât de mulțumit. Este rău, bă, it's good, it's... Oh, nice, ah, shit. Nu l-am mai văzut și bolan ăla acolo. Și muzica e... Atât am fost, deci am trecut pe lângă toți. Nu că unul, nu că doi, n-am evitat unul, doi, am 5 am evitat. Toți. Mersi că ai venit, boss. Rămân dator. E, coin. Nu e pacifism. E incapacitate de joc. Uite că a murit iarăși. Am un mesaj. A murit cu un mesaj. Vreau să văd creditele. Unde sunt creditele? Avem controls. Updown Levrive XZKV. Ah, ok. Deci nu erau nici space, nici astea. Let's extract. Să extract polăm. Avem 20 de tichete de la Florinel. Las până la 15:00. Mă uit la scris, nici nu mă mai uit la chat. 15:00 este stopul. Dan. Oare cine o să câștige? Nu știe nimeni. Este o... Este un secret pentru fiecare. Pentru toată lumea. Pentru fiecare. For all. Așa, l-am oprit la 15:01. Hai să tragem, să facem o extragere. Hai să mă facem un pic mai mare pe mine întâi. Nu că aș avea nevoie să fiu mai mare, dar prea sunt mic acolo. Și nu mă aliniez cu giveaway-ul. Draw winner. Bing! Incredibil! Capa! Capa! Holy shit! Felicitări, Bing!